Dragi prieteni, bine v-am regăsit de la Târgu Mureș. Suntem din nou împreună la România în Bucate, miercuri de la ora 17:30. Astăzi v-am pregătit, de fapt Bogdan a venit cu ideea, este ideea lui, un preparat din zona noastră. Ia zi, Bogdane, că are și o denumire mai... Bine v-am regăsit și eu, dragi prieteni. Așa cum a spus prietenul și colegul meu, Costin Miron, suntem din nou la România în Bucate. Da, au să facem astăzi un preparat din zona noastră, un preparat specific secuiesc, să zic deci așa. Nu-i unguresc, nu-i maghiar. Nu-i unguresc, nu-i maghiar. Unguresc. Nu, acest fel de mâncare se pregătește preponderent în Ardeal, în zona Secuimii. Și cum se numește el? Pe numele se numește Lucicoș. Lucicoș. E un Lucicoș. Lucicoș, adică e lucios? Lucicoș capusto. Capusto, da, în varză. Nu știu cum s-ar traduce, să zicem că e un fel de varză alunecoasă. O mâncare de varză alunecoasă. Uh-huh. Alunecă adică, bine. Adică o călim bine în untură? Cum o facem? O muiem? E o mâncare undeva între o ciorbă, o supă, o zamă, să zic așa, și un felul doi. Adică o să începem ca și cum am face o supă, o zamă, dar o lăsăm să scadă și până... Nu o să mai adăugăm apă, o să vezi... Dar nu-i gulaș, o să vezi pe nu-i gulaș, nu are nicio legătură. Aha. Este un lucicoș, simplu. Lângă varza asta, o să mai adăugăm două cepe, doi morcovi. Morcov, văd aici, ai costițe afumate, băițuite, da, cu paprică. În felul ăsta de mâncare, în preparatul ăsta, avem nevoie de două tipuri de carne. Și proaspătă, dar și afumată. Uh-huh. Și la carnea proaspătă, dar de ce înghit? Foarte indicat, înghit în set pentru că deja mi-e poftă. Aha. E foarte indicat să fie o carne puțin grasă, să nu folosim un cotelet, de exemplu, nu merge. Păi ca să alunece varza, să fie alunecoasă. Poate că de aici vine sensul de așa, văd că ai niște ardei din ăștia. Pentru farfuria finală, că nu o să merge bine cu... Dar cum să nu cu varza? Cum să nu? Mărarul merge iarăși la varză, văd. Mărarul să folosim foarte mult și îmi pare rău că n-am găsit și o plăntuță vie. Dădea bine pe masă acolo, dar tot... Un ghiveci mare așa. Un ghiveci așa de mare. Așa. Spune-mi aici, chimion sau chimen? Chimen. Nu este lucicoș fără chimen și fără mărar. Astea două, de fapt, sunt ingredientele care dau aroma și piper și gustul și piper, să zic că da, dar nu foarte mult. Tu știi bine că eu pun mult pe masă ca să avem ce arăta, dar nu o să folosim, da, nu să folosim foarte mult piper, nici sare nu o să folosim foarte mult pentru că eu înainte am gustat un pic costițele astea afumate și sunt foarte, foarte, adică foarte sărate, exact cum trebuie. O să verific eu. O să încerci, că e foarte bun, să știi. Da, văd că ai roșii în conservă, în bulion, foarte... Niște roșii decojite, tot așa, una sau două, să punem un pic așa să se vadă de culoare acolo, așa, lângă morcov. Dar pastă de ardei văd că n-ai. N-am pastă de ardei. Ar fi trebuit să punem și pastă de ardei, dar am un prieten care a uitat-o acasă. Așa, bun, hai să trecem la chestii serioase, nu pastă de ardei. Păi o să trecem la chestii serioase. Îți spun din start că ăsta e un preparat foarte... simplu, nu sunt multe, ai văzut, ingrediente. Nu avem mult nici de tăiat, la ceapă. Puține, dar bune. Puține, dar bune. Nu o să avem mult de lucru. În primul rând, va trebui să tăiem cărnurile și să le punem la fiert. Încep cu cei mai important, normal. Sigur că da. Să știi, Bogdane, în zona de munte, la noi, pe Mureșul Superior, așa, să le spunem și telespectatorilor, eu am mâncat și se prepară frecvent cu carne de oaie la ciobani, lucicoșul. Prima dată eu am mâncat lucicoș cu carne de oaie și pe urmă cu afumătură. Noi îl facem în zona asta doar cu carne de porc. Aici la câmpie sunt mai mulți porci, sus la munte sunt mai multe oi, normal. Cum că există variațiuni pe aceeași temă. Oaia alunecoasă, nu? Da. Pe varză. Pe varză. Uite, o să-ți dau ție bucata asta de... ceafă. De ceafă, fără os, pe care o să te rog să o tai în două, pentru că e mult prea multă și atunci asta. Atunci dăm voie să schimb cuțitul. Ăsta e de legume, ăsta e de carne. În două, cum vrei, așa sau așa? Cum vrei, tu deja ai făcut o cruce și aia e bine. Înseamnă că mâncarea va fi gustoasă. Atunci am început bine, gata. Am înțeles.
Cât de mari faci bucățile? Bucățile, nu cât de mari, cât de mici faci bucățile. Aha, bun. Deci le faci undeva, știi, cubulețe. Da, am înțeles. Nici prea mici, totuși. Stai că îți fac aia cam subțire. Așa, bun. Cam aia e... Păi ăla a fost capacul. Mărimea. Ăsta nu taie bine, să știi. Păi ăsta nu l-ai ascuțit. Eu o să tai coastele între timp. Da. Eu, a meu taie foarte bine. Dar pe altul ce le-ai ascuțit, pe al meu nu. Coastele mele nu se poate fi mai mici de... De câte scoastele. Tufăle mai mici, bineînțeles. Asta e bucata ideală. Da? Da. Deci ăsta e standardul. Ia-ți un șubler și măsoară toate bucățile în funcție de bucata. Vezi că mi-am cumpărat șubler săptămâna trecută. Da? Da, mi-a trebuit mie. Ambele cărnuri, da, o să le fierbem împreună. Între timp chiar o să dau drumul la foc și pun o oală cu apă la fiert. Nu le călim, nu, doar le fierbem. Doar le fierbem. Am înțeles. Uite, ca să îți fac o mică surpriză. Ia să văd care e. Te prefiartă. Hai să eliberăm. Eu le pun pe partea asta, tu și, le pui pe și partea, eu pe partea aia. Fiecare, până începe să fiarbă. Fiecare cu partea lui. Uite, eu le construiesc frumos aici. Asta. Și eu le fac un turnuleț. Unele peste altele ca să-ți fac loc ție. Turnul babei. Babei. Destul de multă carne avem, știu acolo. Ce urmează. Eu știu ce urmează. Să tai eu ceapa. Oh, nu, avem mult. Nu? Așteptăm să fiarbă. I-ai dat viteză? I-am dat viteză. Bun. Dar putem, ca să nu pierdem vremea... Păi și până atunci nu facem nimic? Să-i dăm... Să le șim în... Da, sigur. Oh, bun, așa. Așa cum am zis, o să le fierbem împreună afumătura cu... Cu cărnița. Cărnița. Nu știu unde-ți mai încape ție și varza, dar... Dacă va fi nevoie... Da. Pentru că am zis că e foarte multă carne. Mutăm după ce fierbe carnea, mutăm într-o oală mai mare. Pentru că va mai trebui să intre acolo cel puțin un morcov, o ceapă, o jumătate de varză. Bun. Întreagă. Am înțeles. Adică toată varza? O roșie, două. Acum chiar mărarul nu o să ocupe. Fii atent la mărar, știi ce o să facem? O să tăiem mărunt niște mărar, niște firicele, dar astea, restul o să le... Tot ziceai că nu facem nimic, o să le legăm cu o sorecică și le punem la fiert. Le pui la fiert. Tot cu, am înțeles. Folosim chiar mult mărar. Bine, îl legăm ca să-l putem și scoate după aia. Știi? Ia să văd dacă îl legi bine. Da, îl legi bine. Da, da. Uite așa. Ne arăți că te pricepi. La noduri. Am făcut un nod marinăresc. Da, am văzut. Cu, da? Unul peste unul. Un gordian. Ce facem acum? Hai că ne lungim cu vorba. Fierbe bine deja cărnița, e aproape gata, păi ne pregătim de legume. Dar încă nu punem varza, să știi. Aha. De fapt am greșit. Uite, așa era corect. Chiar nu așteptam să văd dacă... Da. Păi o să punem ceapa la fiert împreună cu carnea, morcovii, mărarul, chimenul neapărat. Acum cu legumele. Odată cu legumele. Și aruncăm acolo și o roșie. Da, alea le mai mărunțim un pic roșie. Ele tăiem în două și gata. Da? Da, da. Se mărunțesc ele acolo prin Bogdane, fierbere. Bogdane, la ce moment al desfășurării rețetei suntem noi acum? Spune tu, cam pe la jumătate? Nu suntem la jumătate. Nu? Am trecut nu de jumătate? La jumătate? Nici n-am trecut de jumătate, dar nu știu la ce te referi, la partea de cât are de fiert sau cât avem noi de lucru. Până la final, cât mai avem? Suntem la jumătate? Cam pe acolo. E, bine, pentru că suntem la jumătate, eu cred că nu știu, n-ai mișcat nimic. Stai să mișc ceva. Tu cum vrei să ne apucăm? Mai ales că o să... Pentru că îmi lipsea. Stai să mișc ceva. Așa, mai ales că o să plâng de la ceapa asta. Știu ce vrei tu, știu și... Te-ai prins, nu, dar... Și... Te prefaci că nu. Am să te servesc cu un vinișor. Bănuiesc că despre asta era vorba. Da, da, sigur, merge. Un vin alb la porcușor, vinișor. Întotdeauna. Știu că ți-e sete. Parcă ar merge așa un pic. Am stat și un pic la soare până o fiertă... Ne-am deshidratat. Costițele. Și te rog. Așa. Da, văd că l-ai și înfipt aici. L-ai... Da, eu-s pregătit.
Asta e de câțiva anișori. Să tot fie. A stat cam mult în sticlă. Poate dopul. Dopul. Ai refolosit dopul. Da. Da, arată bine. Corespunzător. Băi, Bogdane, noroc. Și să ne iasă luci coșul ăsta bun, că deja miroase bine, a fiertură cu afumătură. Mai băgăm legumele astea ce le-am pregătit, varza nu. Morcov, ceapă. Până la urmă o să băgăm și varza, că de-aia zice Lucioș că a postat, adică varza asta alunecoasă. Varza alunecoasă. O să alunece bine, să vezi tu, după vinul ăsta, am vrut să zic după șpriț. Și după ea, și după ea va aluneca. Da, mai ales, mai ales. Îmi place că tu alegi numai cepe din astea mari, să nu ne chinuim mult cu ele. Da, mari și frumoase. Da, frumoase și frumoase. Rotunde, îmboboșate, așa. Ăsta e stilul tău de a curăța ceata. Bineînțeles, eu așa curăț. Pe urmă o crestez și îi dau prima foaie jos. Asta zici tu, nu? Prima foaie s-o dau jos, așa e? Da. Uite că prima foaie e lipită de a doua foaie. E, chiar și așa. Dar ce mă, prima foaie nu e bună? Ce, asta e cartof să fie verde de la soare? Păi, nu știu de unde ai ales-o, dar asta a prins ceva ger, că nu pișcă. E, ea nu. Ea pleacă dumneata de aici. Nu pișcă. Ia du-te tu dumneata mai încolo. Poate te pișcă pe tine. Cu ceapa ta. Da, mă, că îi dau jos și prima foaie, cum zici tu, uite. Asta a fost mai ușor de dat jos, vezi? Așa trebuia de la început. Dar nu vreau. Mie îmi place să o curăț. Cum o vrei? O vrei măruntă ca la ciorbă, mai mare ca la tocană? Cum o vrei? Uite, tai asta în... În trei? Aha. În trei. Deci vrei mai mare. Și aici gata, merge am așa înțeles. Pe bucățele. Bă, eu întreb ca să nu... Ia. Am înțeles. Deja ți-am făcut jumătate de treabă. Care jumătate? 0,05% ai făcut. Nu o să pun chiar tot morcovul, mai las o bucățică așa de sămânță. Nu, nu, ți-am zis. Destulă și ceapa. Să nu mai tăia. Nu mai tăia, nu mai tăia, nu e multă. Nu mai tăia. Cum să facem? Vin eu cu oala aici sau mergem noi cu... Mergem cu... N-are rost să ne... Păi ai fierbinte oala, mă, Bogdane, hai. Pe rând. În șir indian, hai. În șir indian. Eu am pus aici un fel de castron deasupra. N-ai capac. Am capac, dar picură din capac și prefer cu castronul ăla. Văd că și morcovii ai tăia mai mare așa. Da. Mai ca la țară. Prea ca la țară ai tăia. Prea ca la țară. Dă-mi place pe ăla. Da, ia-l. Ce să zic? N-ai ce să zici. Tot acum, Costine, da. Uimește-mă. O să te rog să, dacă tot ți-am dat dogul ăla așa de lemn, să iei din mărar și să mărunțești niște, dar nu mult, nu mult. Aha, bun. Din vârf, da? Vârfuri din alea. Bun, am înțeles. Și nici nu așa mărunt. Mai mari vrei? Mai măricele, așa să... Ca să lunece bine. Da, da, da. Știi? Să lunece pe lucicoș. I-am făcut freza așa, mai dreaptă, mai soldățească. A, vrei să o rotunjești un pic, să o faci? Fă-o pe la perciuni pe aici. Pe la perciuni, să uite, stai, uite. Ia, dă, ia-i și perciunii jos. Și perciunul ăsta, așa, să nu-i ciupesc urechea, gata. Așa, asta-i. Vezi. S-a descurcat de minune. Grijă frizerului, să nu-i ciupească urechea. Ți-ai greșit meseria. Păi nu, că pe fiul meu eu-l tund. Da? Da. Se vede, am vrut să te întreb de vreo două ori. Uite, băi, e foarte încântat. Bun. Tot acum, urmează să... Îl mărunțim, nu? Mărunțim niște bobițe. Și nu pui și chimen. Ba, alea nu le-aș mărunți. Să le mărunțesc puțin? Da, un pic. Dar nu, nu cu ăsta, nu cu ăsta. Nu cu ăsta? Nu, că ăștia au un fi și ăia au alt fi. Nu și fi, nu pușcă la... Nu, că fiul interiorul. Diametru exterior. Așa, ăla, hai că tu știi mai bine. Uite, vezi? Și acum, mai mărunțește-l pe ăsta. O, spune-l pe tot usturoiul, că e oala mare. Ăsta piperul. Piperul, pardon. Așa, mă gândeam la usturoi, care nu are ce căuta în ecuația noastră. Nu. Ca să schimbăm fiul, aruncăm astea acolo, da? Da. Soacră mi-a pune cimbru la minunea asta, da, de lucicoș. Cimbru am auzit că se mai folosește, eu nu folosesc. Vrei să punem un pic de cimbru? Nu.
Nu punem. Cum zici tu, Bogdane? Cimbru eventual în loc de echimen. Poate că se pune la ăla de oaie. La lucioșul de oaie. Eu aici nu pun. Cum zici, Bogdane? Tot faci tu, pregătim noi aici un fel de mâncare secuiesc. Așa. Eu când am fost la Miercurea Ciuc odată, am avut ceva filmări pe acolo când a fost papa. Așa. Așa. Eram foarte curios, nu băusem niciodată. Să beau băutura aia cu aromatizată cu chimen. Tot din aceeași zonă. Chimio nu secuiesc. Da, e secuime. Da, sigur că da. Slăbuță, dar aromată. Am gustat. Bună. Lângă varza asta nu prea merge, pentru că aici avem deja chimenul ăsta. Mărunțește și două roșii, dar doar în patru, așa, am nu... Am experiență, Bogdan, uite așa. Atât. În bol, așa fac și acasă. Exact. Ba, mai mi-ar veni să las una semi întreagă. Atât. Nu, că pe urmă arată urât în farfurie. Da? Asta a fost mai tare, mai necoaptă, vezi? Roșii galbene. Știi bancul ăla cu roșia? Nu, care? Tată zice, bulișor, așa, că roșia asta de ce galbenă? Pentru că încă e verde, răspunde taică. Așa. Asta e tot bancul. Bun. Îl mai lăsăm să fiarbă încă 20 de minute. Am să înțeles. Se moaie bine morcovul, ceapa. Și pe urmă... Și după aia intrăm cu varza, care se fierbe foarte repede. Asta doar vrem să o înmuiem puțin și să... Ce avem acolo e doar lucicoș, fără capusto. Fără varză. E doar alunecosul. Alunecosul, varza încă n-a intrat capusto. De ce am legat asta? S-o pui acolo. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, domnilor am spus la final, pentru că... Cei din urmă vor fi cei din tâi. Așa e. Și noi am ajuns aproape de final, Bogdane, da? Nu, suntem la final. Păi dar ce lucicoșii și noi nici n-am tăiat varza. Păi da, asta durează puțin, fierbe rapid. Deci asta o punem toată, Bogdane, da? Nu o punem toată, nici asta. Bun. Am înțeles. Pătrățele. Hai să-ți arăt ce înseamnă pătrățele. Hai mă, că știu și eu. Mai pătrate. Așa. Și acum așa, și da? Acum... Nu! Uite așa. Așa mare, mă. Uite așa să fie în lingură. Bă, mă zici că faci tocana. Da. Păi, ca să alunece. Da, am înțeles. Cam astea-s, Costin. Am înțeles. Verzele noastre. Acum să vedem cum facem să încapă astea în oala aia. Uite așa, câte una. Ia-le pe rând. Da. Gata. Bun. Ai văzut că ți-am am văzut că mi-ai pus farfuria pentru aici finalul apoteotic. Hai să punem ciorba. Să adă ciorba, să o vedem aici întâi. Ciorba. Lucicoșul, nu-i nicio ciorbă da, aici. Da, o supă de varză cu porc. E plină oala asta. Dă farfurioara încoace. Hai că înghit în segata. Ți-e poftă, a? Bun. Uite vărzuca. Uite vărzuca. Ce bine arată. Niște carne. Uite, se desprinde și fibra de pe carne. Da, și acum îi troznești o coastă deasupra. Și deasupra îi troznim o coastă. Da, greu de prins coastă. Uite așa. Băi, arată și miroase ca la Pride. Să vezi cum o să alunece. Păi dacă e lunecoasă. Lucicoș ca postau ăsta. Dar încă nu-i gata. Știu. Hai să tai eu câteva fire. Da, atâta mi-a ajuns. Mi-ai luat cuțitul. Ți-am luat cuțitul? Da, uite acolo. Uite-l. De la ăsta o să iau vârful pentru culoare. Și de la ăsta o să iau ceva verde. Să nu zici că îi pui tu deasupra. Nu, ăștia o să-i las, uite aici, pe dog. Și în partea aia, în partea cealaltă voi pune smântână. Normal. Le-am așezat. Mai... Nu le-am așezat. Adică mai neașezat. Deci poftă, așa. Dă-mi, te rog, așa puțină sare, să-i dau o dungă aici. Păi aici era... Acolo, uite-o. Aia ascuns-o. Fac așa o dungă de sare. Am văzut eu într-un film. Așa. Turcesc? Cred că era un serial turcesc. Și o felie de pâine?
nu mai am loc. Nu mai ai loc. Nu mai am loc de pâine, îmi pare. Arată perfect ce ai făcut aici. Așa. Și acum, stimați telespectatori, prieteni ai emisiunii România în bucate, indiferent de studio, știm că urmăriți. Băgăm și lingura acolo. Păi, după hai să facem. Pune tu așa, să fie... Ai pus și lingura, ai schimbat compoziția, adică ai îmbunătățit-o, vreau să spun. Așa. Vreau să le spunem telespectatorilor noștri, înainte să le mulțumim pentru atenție, pentru că urmăresc cu mare atenție nu numai Târgu Mureș și celelalte studiouri teritoriale, am văzut eu. Și noi le urmărim. Și noi le urmărim. Ce am făcut, Bogdane, astăzi? Ia mai zi tu o dată. Păi ce am făcut astăzi? Am făcut un lucicoș, capul ăsta, o mâncare de varză cu carne, multă carne, și afumătură și carne... Porc, cu preferatul nostru. Cu porc, bineînțeles. Cu mult mărar, chimen, ardeiute, piper, roșii în bulion. Nu vă mai putem spune chiar tot ce am băgat aici, că ați văzut de fapt că ne nebunește mirosul ăsta. Abia așteptăm să o gustăm și noi. Vă invităm să încercați să reproduceți și dumneavoastră acasă acest preparat. Ați văzut că este simplă rețeta, nu este mult de lucru. Noi cât am făcut putem? 2 ore jumate, cam așa. Cam așa. Vă mulțumim pentru atenție încă o dată. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la... România în bucate pe TVR2. Miercuri de la ora 17:30. Și pe TVR Târgu Mureș, bineînțeles. La revedere! La revedere!